Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. Uitați ce am gătit astăzi. Cornuri cu cașcaval și cu brânză. Și le-am făcut fără drojdie. Le-am făcut cu maia. Rețeta, deci eu am făcut maiaua de la zero. Am mai menționat asta într-un filmuleț anterior, că m-am inspirat și eu de pe internet. Vă pot trimite, de cine e interesat, vă pot trimite linkul de unde m-am inspirat și unde am făcut pas cu pas, cum m-am îndrumat acolo și chiar mi-a ieșit maiaua și deja de o vreme încoace numai cu maia coc. E diferență foarte mare între drojdie și maia și pâine are mirosul ăla de pâine de casă. Deja e făcută de două zile, uitați. De două zile e făcută pâinea, uitați ce nu se sfarmă, nu... Deci e diferență foarte mare, e mai elastică, e super bună și astăzi m-am gândit ca să fac ceva cornuri. Astea le-am făcut și le-am făcut fără drojdie. Ca să vă arăt și vouă cum am procedat altfel decât de obicei. Diferența va fi că îl fac cu maia. E făcută maiaua de mine și am să fac cu maia și atunci vreau să vă arăt și vouă. Am început să nu mai folosesc drojdie. Diferența e că dospește un pic, deci cam într-o oră jumate, aproximativ, pot să zic că dospește cu maia în loc de drojdie. Așa că am pus aproximativ 150 de maia, după care am să adaug, am pus aici smântână. Nu știu cum, că tare greu mi-am fixat camera, nu-mi place cum e, să o mai ajustez un pic. Cred că așa e un pic mai bine. E smântână, smântână de 15, cred că se vede acolo, e smântână lejeră, adică slabă. Așa. Pun smântână. Da, știți că nu prea am o rețetă fixă, dar toate de pe pagina mea, deci cum le-am făcut, au funcționat și au un gust foarte bun. Și asta nu o spun eu, că spun toți care au mâncat de la mine. Așa, am pus smântână la temperatura camerei, de am încălzit-o, am ținut-o într-un vas cu apă caldă. Așa, un ou și asta a fost ținut într-un vas cu apă caldă, un ou, bun, și untura de porc. Destul de... Deci nu e rece. Nu e din frigider. Că majoritatea știți că nu folosesc margarină doar în cazuri extreme. Când se cere neapărat unt. Și unt nu folosesc deloc. Așa. Și acum punem făină. Aproximativ la cantitatea asta trebuie în jur de 400-450 de grame de făină. Dar eu
După cum știți, eu le fac toate din ochi. Aluatul trebuie să iasă nu foarte moale, dar nu lipicios. Și atunci, cam așa, punem și sare. E bine, atâta că nu e bună prea multă sare. Oricum, sarea asta e foarte slabă și e sare mai altfel decât cea obișnuită. Bun, și am să-l introduc în aparatul de frământat. L-am introdus în aparatul de frământat. L-am pus pe programul doar de frământat. Îi dăm drumul. Așa, îl lăsăm la frământată o jumătate de oră, după care îl lăsăm la dospit. Trebuie să fie frământat foarte bine. Programul lui de frământat e de o jumătate de oră, dar, adică nu e o jumătate de oră, scuzați-vă, 20 de minute, e programul lui de frământat, dar eu am să-l mai repun odată la frământat, ca să fie frământat foarte bine. Și aproximativ o oră jumate la dospit. Am mai adăugat un pic de făină, ce-i drept, și aluatul meu este acum, uitați, nu se lipește. Deci e mole și nu e lipicios. Dar important e să fie frământată foarte bine. Mai trebuie să îl mai las un pic la frământat, după care îl las la dospit. Mai sunt 2 minute ca să treacă o oră de când e la dospit. Deja e plină cumva, dar totuși o mai lasă încă la dospit să fie dospit foarte bine, care contează pentru orice aluat. Aluatul meu a crescut foarte bine. Am să scot pe masa de lucru. Am să ung aici masa. Așa, cu o pensulă. Așa. Bun. Să-l punem deoparte dacă mai avem cumva nevoie. Ar fi posibil să mai am nevoie și am să scot aluatul. Uitați ce bine a crescut. Uitați ce bine arată aluatul meu cu maia. Și a ieșit și foarte ușor și din vas. Așa. Se dezlipește frumos de pământ. Asta îmi place foarte mult. Acum am făcut cu ingredientele astea care vi le-am zis vouă, dar se poate face cu lapte, cu apă minerală am mai făcut. Bun. Ce moale și pufoasă e. Bun. Și acum, ca să lucrez mai bine cu ea, o să o împart. De obicei, eu așa o împart și atunci o împart cel mai proporțional, ca să zic așa. 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 Că nu vreau să fie mult aluat și atunci le împart așa. Bun. Așa.
Aproximativ sunt egale, aproximativ. Acum nu cântăresc niciodată. Bun, și asta la fel. Fac o bilă. Așa. Să mi le adun un pic. Că atunci am mai mult spațiu. Așa. Dar ce bine mi-arată aluatul. Îmi place foarte mult tipul acesta de aluat. Așa. Și acum ideea mea îi... E drept că la început am zis că fac niște plăcinte, dar pe parcurs m-am răzgândit și atunci vreau să procedez așa, am o idee. Vreau să fac cu raclet. Îi raclet și am să fac cu raclet și cu brânzică din asta. Așa ceva am acasă și m-am gândit ca să fac cu aceste. Așa. Pun și brânză de asta. Și raclet. Așa, am să împart în patru o felie. Și am să fac plăcinte, dar după aia m-am gândit că o să le fac sub formă de cornulețe. Așa m-am gândit eu acum. Și am să le coc în cuptor. Bun. Bun, mai am câteva de făcut din tava asta și mi ies două tăvi. Așa, cu brânzica. După ce le pun în tavă, am să le las și în tavă un pic la dospit. Între timp o să pornesc cuptorul. Așa. Așa. Am pus una la început, dar după aia am considerat că îmi ajunge. Și atunci am pus câte două. Așa. Bun. Să vă arăt cum arată tava. Uitați. Las un pic la adospit, după care am să le bag la cuptor și mai fac încă o tavă. Am terminat și a doua tavă. Și am să le las la dospit pe amândouă pentru vreo jumătate de oră, probabil. Și am să le pun la cuptor și revin. Dar înainte de a le băga la cuptor, am să le un cu gălbenuș de ou. Așa. Pregătesc un gălbenuș de ou și un pic de lapte. Eu așa îmi place să le ung și cu un pic de lapte. Așa. Bun. Mă grăbesc să le fac pe când vine soțul să fie tocmai bune de mâncat.
Bun, aici amestec bine. Să știți că e foarte bună pensula asta. Bun, prima tavă deja pot să o bag în cuptor. Așa. Bun. Și am să o bag prima la cuptor. Așa că o să le dea o culoare frumoasă. Bun. Și ultima. Și le introducem la cuptor. La cuptorul încins la maxim. Și cred că în 25 de minute sunt gata. Mă bucur că au crescut și în cuptor. Deci arată foarte bine. Aștept acum să se facă și să degustăm împreună. Ia să vedem cum au ieșit, că le scot din cuptor. O pun asta aici, super utilă. Și să scot din cuptor. Uitați, cornurile mele. Ce bine au ieșit. Super, super, super bine arată. Are cum să mi le aranjez aici în tăvica asta. Așa. Așa le las un pic să se să se domolească, după care o să le gustăm împreună. Așa. Dacă nu le-am închis foarte bine, au ieșit un pic din ele, dar n-are nimica, chiar n-are nimica. Chiar n-are nimic. Că de gustoase sunt, sigur, foarte gustoase. Așa. Să pun și tava asta deoparte. Așa. Și uitați ce bine arată. Lăsăm un pic să se domolească, după care am să încerc una cu voi. Îmi vreau să încerc să degust una cu voi. Încă e destul de fierbinte, dar vreau să vă arăt. Foarte bine arată. Îmi place aluatul, dar încă e foarte fierbinte, nu o pot să o rup cum doresc eu. Uitați ce bine arată, e să gust nu pot, dar e foarte, foarte fierbinte. Uitați ce bine arată. Și acum să și gustăm una. Foarte bună. Uitați ce bine arată. Wow. Foarte bine arată. Ce bună e. Mi-a ieșit un aluat minunat. Mmm.
Da. Cam asta am vrut să vă arăt. Cornurile mele făcute cu maia și fără niciun pic de drojdie. Vă las aici cu filmulețul meu. Vă doresc o seară minunată și binecuvântată.